Mulțumim și fratelui Virgil Chihai pentru că este rece afară, o să încheiem puțin mai devreme, însă vă invit în momentele următoare, împreună, să rostim o declarație. Dumnezeu mi-a pus pe inimă această declarație în ziua de ieri. Cred că trebuie să o rostim cu toții în următorul fel, în următorul mod. Eu voi citi declarația și după ce voi spune eu amin, vă invit să strigați cât de tare puteți și dumneavoastră amin. Pentru că aș dori ca această declarație să fie în această zi mesajul care zguduie nu doar Iunghendamtul, ci și temeliile iadului. Am început această manifestație în numele Domnului Isus Hristos. Domnul senator, Titus Corlățean, fratele nostru de credință, amintea că noi suntem într-o luptă spirituală și așa este. Trebuie să credem că în această luptă spirituală vom ieși mai mult decât beruitorii în numele Domnului Isus Hristos. Și această declarație inspirată de sus, vreau să aibă această și doresc din toată inima, împreună cu dumneavoastră, să aibă această rezonanță. Nu doar în fața instituțiilor, nu doar în lumea fizică văzută, ci și în lumea nevăzută, în lumea spirituală. Voi începe să rostesc și deci cât puteți de tare strigați după ce spun eu amin, strigați și dumneavoastră amin. Declarație de susținere a familiei Purdui din Germania, astăzi, 04 decembrie 2021, în piața Universității din București. Declarăm că suntem solidari cu familia Furdui și vom fi alături de ea până la returnarea copiilor acasă. Amin. Amin. Declarăm că susținem valorile iudeo-creștine cu privire la viața de familie, creșterea și educarea copiilor în familie. Amin. Amin. Declarăm că vom apăra drepturile copiilor, mai ales acelor minori care nu pot decide singuri pentru viața lor. Amin. Declarăm că vom apăra valorile spirituale, morale și sociale, conform cu învățătura Sfintelor Scripturi. Amin. Amin. Declarăm că nu vom permite nimănui, niciodată, să distrugă familia, care este prima instituție creată de Dumnezeu și cea mai importantă pentru societatea omenească. Amin. Amin. Declarăm că vom manifesta sau protesta. Împotriva abuzurilor instituției Iugendamt și oricare alta, până ce se va face dreptate în cazul acesta familiei Furdui, și dacă vor urma și altele, și acelor familii Amin. Amin. Și ultima declarație, adică a șaptea, fără să le fie enumerat pe celelalte, declarăm că în numele lui Isus Hristos. Fiul lui Dumnezeu, care a murit și a înviat și care ține cheile morții și a locuinței morților, vom fi mai mult decât biruitori în tot ce am declarat, declarat astăzi, în acest loc. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze, Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Doresc să încheiem această manifestație printr-o rugăciune și le invit pe fratele pastor Eugen Jugaru, președintele comunității regionale Brașov, să vină și să ne conducă în această rugăciune de final. Aș vrea să apreciez faptul că a venit astăzi cu un autocar plin la București. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Frate Eugen.